domnul Franc, aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a fi astăzi aici și a vă vizita compania centrală, sediu companiei noastre. Acum, la Borșa, fără dorința noastră, desigur, deci o să fie din nou alegeri peste 2 ani de zile. Știți, noastră, deci acum 2 ani de zile, deci am participat și eu la alegeri. Atunci a venit o altă persoană cu un alt program, cu foarte multe promisiuni de aducere de fonduri europene. Desigur, deci, iată că după 2 ani de zile dumnealui și-a dat demisia și astăzi, la îndemnul multor cetățeni din orașul Borșa, am luat decizia să mă înscriu din nou în cursa electorală. Această decizie și programul pe care doresc să fie ca și program prioritar este de încercarea de a crea locuri de muncă în localitatea Borșa și de astăzi, să zic astăzi, și vizita mea la dumneavoastră în măsura în care am putea găsi o soluție comună pentru Borșa. Pentru a crea locuri de muncă în Borșa, deci avem nevoie de o strategie, în primul rând, de dezvoltare care să corespunde cu standardele mondiale la nivel mondial și totodată avem nevoie și de un investitor puternic și, zic eu, un investitor care să fie și apropiat cu sufletul de localitatea noastră. De asta mă află astăzi aici. Dacă va fi bine, să zic, în data de 25 mai, atunci mi-aș dori o colaborare cu dumneavoastră în mod direct. Această colaborare să fie pentru interesul orașului Borșa și dezvoltarea comunității noastre. Deci, domnul Remus, normal că mă retrag, acolo sunt rădăcinile ale mele, familiei mele, acolo sunt melagurile unde am crescut, unde m-am născut, unde probabil primii 7 ani de acasă, care sunt cei mai importanți. Probabil că urmăriți presa, vedeți, în Africa de Vest am investit peste 4 miliarde de dolari. Da? Și nu provin din Africa de Vest. Sufletește, normal că mă atrage zona, eu cred că zona are potențial. E o zonă cu 2-3 potențiale, foarte mare în turism. Și potențial al doilea, care s-ar putea să fie redeschiderea explorărilor și potențialul exploatărilor în industria minieră. Normal, tehnologiile noi de astăzi permite să faci niște programe de explorări, să vedem ce nu s-a găsit în trecut. Aia e foarte clar, sunt bani foarte mulți ca să faci aceste lucrări, e necesar de capital mare și să ai și tehnologia și expertiza. Eu am dovedit de 15 ani că le-am putut face pe toate trei. Sunt de acord cu dumneavoastră că aveți nevoie să faceți un studiu a zonei cu companie, societate care să aibă capacitatea și experiența, în special în țări de dezvoltare, este România, și zona muntoasă. La dumneavoastră aveți zona muntoasă, domnule Remus. Nu e zona de farming, nu e zona, e zona muntoasă, dar aveți un relief excepțional de frumos, care ar fi păcat să nu se dezvolte o zonă turistică și pentru iarnă, pe perioada de iarnă schiat, și pe perioada de vară. Cadrul natural. Tot cadrul natural. Pe baza asta aveți nevoie de un studiu, ca să fie un studiu făcut companii profesionale. Eu nu pot să vă ajut cu așa ceva intern, dar pot să sponsorizez un asemenea studiu pentru localitatea Borșa, pentru orașul Borșa. Să-l sponsorizez și să-l plătesc ca să vină niște oameni profesioniști ca să facă un studiu care dumneavoastră îl aveți necesar. Normal că m-ar atrage să vin acasă, să investesc sau să facem un parteneriat din punct de vedere, ultimul scop, cu primăria Borșa pentru dezvoltări. M-am discutat vis-a-vis de turism. Am investit 50 de milioane, că pot să investesc 100 de milioane de dolari. Nu e problema de volumul de bani. E problema ce facem să fie eficient, să beneficieze și primăria, și corporația mea, și populația Borșei. Da? Atunci e câștigul mare, când toată lumea beneficiază și e mulțumită. Noi avem un proiect pe linie de turism, deci proiectul a început, din păcate, datorită resurselor financiare, deci nu întotdeauna suficiente,
Deci acest proiect la ora actuală se află într-un blocaj. Este vorba despre dezvoltarea zonei turistice din zona complex. Deci avem o instalație 80% realizată telegondola. Acum primăria încearcă să ia un credit, dar cred eu că nu-i soluția chiar cea mai bună pentru primărie, pentru că creditul înseamnă, eu știu, mărire de taxe și impozite și probabil banii care sunt ar fi suficienți pentru alte lucrări de infrastructură. Am avea nevoie de un partener, pentru că dacă finalizăm, să zic, instalația, unde ne mai trebuie cam, să zic, 2 milioane de euro, totuși instalația poate fi un obiectiv pe perioada de vară. Deci ca să punem să fie funcționabilă, trebuie să realizăm și pârtea și mai ales această instalație ca și gândire, deci ca și dezvoltarea economică a orașului Borșa, trebuie să continue încăldarea Puzrea. Deci acolo este un potențial de zeci de kilometri de pârtie și cu 4-5 instalații, deci am putea avea zăpadă fără acele costuri suplimentare de tunuri de zăpadă în zona Puzrea, unde relieful, deci, menține zăpada și oferă, să zic, un cadru pentru domeniul schiabil deosebit. De asta și aici, dacă va fi să fie în 25 mai, atunci o să venim cu, din Consiliul Local, cu o echipă din primărie și probabil dacă ne puneți la dispoziție, să zic, ne ajutați, pentru că resursele financiare acum la primărie sunt destul de reduse și știți și noastră că un master plan de asta de dezvoltare necesită niște costuri. Dacă ne-ați putea ajuta în perspectiva de dezvoltare să realizăm și atunci, într-adevăr, pașii pe care îi facem în Borșa să nu fie niște pași așa, deci să fie bine gândiți și chiar să urmeze, să zic, o gândire profesionistă de dezvoltare. Asta ar fi un lucru deosebit și v-am zis, acum la Borșa, din păcate, tinerii au plecat, neavând locuri de muncă și orașul Borșa mai există datorită pensionarilor de la mine. Deci dacă nu creăm o oportunitate de dezvoltare, dacă nu creăm locuri de muncă în Borșa, orașul încetul standardul lui de viață va scădea pe zi ce trece. De asta zic, acum probabil că ar fi un moment important, un moment important de a aduce un investitor strategic, dar mai ales acel investitor, dacă are și sufletul alături de Borșa, cred eu că lucrurile ar fi favorabile și pentru investitor, dar mai ales pentru borșeni. Deci, domnul Remus, nu este numai dacă eu am sufletul pentru Borșa, este că și administrația locală să fie o administrație coerentă la cerințele mele. Și vă spun, în ultimii 2-3 ani de zile, cum am avut discuție cu familia, motivul că nu am venit pentru că n-a fost o administrație capabilă în care să am încredere. Că la urma urmei, eu ca și persoana care vin să investesc, haideți să lăsăm că sunt borșani. Că investiția, investiție, profiturile sunt profituri, da? Ne uităm din două lucruri diferite. Da. Normal că mă atrage pentru că sunt născut acolo și meleagurile sunt meleagurile pe care te-ai născut, dar și investiția. Ca eu să vin și să investesc și să-mi aduc parteneri de investiție la o investiție de 100 de milioane sau eu singur personal să fac, normal că trebuie să fie o administrație credibilă. Dacă ăla e partenerul meu, da. La urma urmei primăria e un act, dar nu vorbești cu un act, vorbești cu persoana fizică care este ales de popor, da? Asta este primul lucru, unul la mână. A doua la mână, zona are, oricine știe, zona are o potențial turistic și pe vară și pentru zona de arnă enorm de mare. Acolo aș fi foarte interesat să fac investiții serioase care sunt durabile. Nu este investiție pe un an, doi, este investiție pe 100 de ani. Da? V-am promis că după alegeri vin și vă susțin cu studiu de dezvoltare a zonei, cu un plan care să fie odată și pentru dăuna, să știe, domnule, ce se poate face gândit foarte curat, ce se poate face în această frumoasă zonă. V-am promis acest lucru și mă ținem de cuvânt. Al doilea rând, vis-a-vis de investiție, da, sunt, dacă planul iese și dovedește financiar că e viabil, normal că și eu trebuie să-mi recuperez capitalul și să fac profituri. Da? Da, normal. Și atunci sunt foarte interesat. Da? Cum ați spus, zona aia, eu am plimbat-o cu elicopterul și am văzut-o. Este frumoasă, deosebită de frumoasă. Zona Puzrelor, unde aveți loc pentru pârte naturală. Da? Și aia e excepțional de frumos și pe perioada de vară și iarnă. Avem un master plan pe zona de Șteol, deci potențialul este enorm. Dar Puzrea, să zic, e deja investiția începută și ar fi păcat acum să nu mergem cu ea mai departe. Să o finalizați, da. Asta ar fi.
avem un master plan pe zona de Șteol, deci potențialul este enorm. Dar pus vrea să zic că deja investiția începută și ar fi păcat acum să nu mergem cu ea mai departe. Să o finalizați, da. Da. Asta ar fi ceea ce avem nevoie și, cum să zic, v-am zis, ca și perspectivă și ceea ce îmi doresc eu, să zic, în următorii 2 ani de zile, desigur că o perspectivă până în 2020, pentru că un program de dezvoltare nu poți face pe un termen chiar foarte scurt, este crearea de locuri de muncă și mai ales aceste locuri de muncă să fie pe o dezvoltare durabilă și pe un master plan bine întocmit, astfel încât eu știu și dumneavoastră sau alți investitori care vor veni în zonă să fie atrași de zonă și nu numai atât, probabil că un semnal dat de dumneavoastră, mai sunt borșeni care au reușit, să zic, la nivel de Europa sau la nivel mondial și probabil că semnalul dat dumneavoastră că ați venit și investiți în zonă ar fi un semnal și pentru ei și probabil noi borșeni oarecum am reușit împreună să refacem din nou Borșa. Avem persoane din Borșa care eu personal sunt foarte mândru de ei, care sunt și în state și în Europa, care au reușit în viață la fel ca și mine, de la zero, da? Că așa a fost. Și chiar am discutat cu 2-3 persoane care sunt plecați de 25-30 de ani, care ar fi foarte interesați să se reîntoarcă, în special să facă ceva pentru retirement-ul lor, pentru bătrâneța lor, da? Și la fel, nu sunt oameni care vin să investească 1-2 milioane, că sunt persoane care pot să vină cu 20-30 de milioane. Să investească. Deci nu e vorba numai de mine personal, este vorba că pot să atrag fonduri de investiții care ne-am atras. Am avut colegi foarte mulți de aici din Londra care au venit la Casa Părintească. Știți destul de bine când erați primari dumneavoastră și m-ați invitat pe timpuri și am venit cu 3-4 președinți de bănci care și toți au spus zona excepțional de frumoasă. Dar într-același timp eu cred că și populația trebuie puțin să încearcă să-și respecte omul lui local care a reușit. Că asta este problema mai mare. Eu mă uit la, de exemplu, la comunitățile aici în Londra, izraeliene, maghiare, grecești. Dom'le, așa unire, eu n-am văzut. Dom'le, sunt uniți. Sunt uniți. Când fac o afacere, o fac între ei. Dacă au o ceartă, au între ei, nu știu nimeni. Da? Și asta e cel mai important, să respecte unul pe altul. De asta izraelienii din Londra și America investesc în Israel. Nu investesc în România sau în Ungaria, în Israel. Și de asta economia Israelului merge excepțional de bine, pentru că e susținută de izraelienii, nu din Israel, din izraelienii care sunt afara Israelului. Să știți că atitudinea s-a mai schimbat și în Borșa și există într-adevăr câteva elemente, dar aia nu reprezintă Borșa și atitudinea borșenilor. Probabil că ei sunt așa mai guralivi, mai expresivi, să zic, în remarci și, desigur, și eu, probabil, de-a lungul timpului cât am fost primar, am avut destule remarci în acest sens, dar v-am zis, ca și atitudine per totală, deci putem spune că, să zic, din 100%, totuși 80-90% dintre borșeni gândesc pozitiv și au atitudine pozitivă. Și probabil că pentru ei merită ca să, chiar dacă, să zic, mai sunt ăia 10%, probabil că centul își vor da și ei seama că au greșit și, așa cum a spus și noastră, trebuie să ne respectăm în primul rând oamenii care au reușit în viață. Eu am încercat acest lucru, să zic, și pe linie financiară, și pe alte profesionale sau pe alte linii, pentru că, v-am zis, de multe ori chiar exista o vorbă, că dacă un borșean se ridică un pic mai sus, vin 4-5 și îl critică sau... Deci asta, dar v-am zis, atitudinea asta există, dar într-un procent mic. 10%, să zic, dintre borșeni, restul cel puțin, eu știu, am vorbit cu multe persoane despre dumneavoastră și să știți că tot sau, să zic așa, o apreciere, faptul că au reușit și chiar o mândrie, când aud de numele Frank Timiș și faptul că ceea ce ați reușit dumneavoastră, deci probabil, nu știu, în România, dacă un român plecat în afară a reușit sau ar fi putut să facă ceea ce a făcut. Cel puțin eu ceea ce am văzut astăzi m-a impresionat deosebit și am înțeles că ceea ce aveți și în alte țări, într-adevăr, depășește, să zic, de limita națională, chiar o limită mondială. Da, cu eforturi mari se poate orice. Când în viață vrei să reușești ceva și dacă pui eforturile și gândirea, se poate face. Și haideți să revenim înapoi la Borșa. Zona excepțională. Ne-a lăsat natura o frumusețe care poate să fie exploatată. Da? Asta este, mă refer la industria turismului. Da? Aveți oameni, oamenii sunt în Borșa cum se cade, cum spus și dumneavoastră, în general, tineretul
care plecați să poate întoarce înapoi, să aibă unde lucrezi acasă, la aceiași bani care lucrează probabil prin Italia sau Spania sau Germania, unde sunt plecați. Deci, eu cred că de finanțări nu e problemă când ai un proiect viabil. Da? Singurul lucru este atitudinea autorităților. Să fie solidă, să fie coerentă, să fie stabilă. Și atunci se pot realiza multe lucruri. Mă bucur că am avut, să zic, această întâlnire cu dumneavoastră. Să știți că când m-am hotărât să candidez, am făcut așa oarecum cu... Pentru că am zis, candidez, o să ies și, domne, care e perspectiva de viitor? Totuși, aici, după întâlnirea noastră, plec cu o speranță. Cu o speranță că dacă va fi, să fie în 25 mai, să reprezinte o primăria orașului Borșa, atunci să știți că o să vin și oarecum și decizia mea și mă bazez oarecum și pe sprijinul noastră. Deci domnul Remus, eu vreau, v-am spus, vă susțin din tot sufletul, vă urez succes și puteți să vă bazați ce am discutat, am luat-o foarte în serios. Prima urgență e să faceți un studiu complet de socioeconomic și de dezvoltare a zonei. Și după aia se pot analiza lucrurile unde ar fi cel mai viabil și cel mai rapid începerea unelor dezvoltări. M-am exprimat mai devreme, deci corporația Timiș totuși este o corporație de 5 miliarde de dolari, nu este o corporație de neglijat. Și cum am făcut eforturile în altă parte a lumii, normal că se pot face, repeta aceleași lucruri și în meleagurile pe care m-am născut. Aș mai avea o rugăminte la noastră acum, în măsura în care, v-am zis, avem mulți tineri. Deci mulți tineri care, o parte dintre ei, eu știu, pleacă cu perspectiva numai să termine liceul, să plece din țară, dar o parte sunt care pleacă cu perspectiva și să facă studii și să se pregătească intens. Oarecum dacă să realizăm un parteneriat, pentru că, v-am zis, resursele financiare la primărie sunt mai reduse și probabil că acei copii care au merite deosebite la nivel de localitate, să zic că cel care este primul pe generație din clasa 12 și vrea să meargă mai departe, nu toți au posibilitățile financiare. Dacă am putea găsi un sprijin la corporația noastră și în acest sens? Nicio problemă. Putem să sponsorizăm unul, doi copii care ies și care au un creier foarte bun. Ar fi păcat să nu li se dea șansa să-și realizeze inteligența și să, cu adevărat, să devină cineva în societățile europene. Da, nicio problemă. Vă dau sprijinul totalmente. Eu o să transmit și la conducerea liceului și de ce nu o bursă Frank Timiș, poate îi dăm o denumire pentru Borșa. Și eu am făcut școala primară tot în Baia Borșa și mi-ar face plăcerea, chiar plăcerea să sponsorizez o bursă sau două anual de la noi din liceul Borșa. Eu să transmit și acest mesaj tinerilor din Borșa. Domnul Frank, eu vă mulțumesc mult pentru că știu și am văzut că aveți foarte multă treabă. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne întâlnim cu bine și, să zic, și după 25 mai, dar oricum o să ne întâlnim pentru că viața merge înainte. Bineînțeles. Și v-am zis, atitudinea borșenilor s-a schimbat și oarecum problema pe care o avem sunt locurile de muncă și dacă ne ajutați, să zic, în sensul ăsta, în sensul pozitiv, așa cum am spus noastră, eu știu, de a ne-a dezvolta zona și mai ales de a o dezvolta pe ceva strategic, pe chiar o consultanță, să zic, pe linia asta. Da, nicio problemă, v-am spus, domnule Remus, cât după ziua voastră importantă, eu vă urez succes, vă dau tot sprijinul și inclusiv eu voi finanța acest studiu pentru borșeni, pentru primăria Borșa. Mulțumim! Sănătate!